Ieri dimineață, polițiștii postului de poliție Rozavlia au fost sesizați despre faptul că în centrul comunei a avut loc un accident rutier soldat cu o victimă. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în proximitatea DJ-186 au identificat o femeie de 75 de ani, domiciliată în comuna Jiu, care prezenta leziuni corporale. Primele verificări au relevat faptul că în timp ce mergea cu bicicleta, aceasta ar fi fost acroșată de un camion al cărui conducător și-a continuat deplasarea. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat un bărbat de 45 de ani domiciliat în Cluj-Napoca, bănuit de comiterea faptei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea recoltării de probe biologice. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.